Teodora, mulțumim. Îngrijorare tot mai mare în rândul liderilor europeni din cauza mutațiilor COVID-19. Uniunea Europeană cere limitarea călătorilor neesențiale între țările membre. Franța a anunțat deja că de duminică va impune călătorilor din țările europene să prezinte un test PCR realizat cu 72 de ore înainte. În plus, țări extrem de populare în rândul românilor, când vine vorba de vacanțe, vorbim aici despre Grecia și Spania, insistă pentru introducerea unui pașaport de vaccinare împotriva COVID. Pentru moment, decizia a fost amânată. Astăzi, premierul Elen a venit cu clarificări. El spune că certificatul de vaccinare nu trebuie confundat cu un pașaport de călătorie. Vedem cum influențează toate acestea planurile de vacanță ale românilor. Alături de mine la această oră este domnul Marius Berca, directorul unei agenții de turism din România. Domnule Berca, bună ziua, mulțumesc că sunteți din nou în direct cu noi. Cum stau lucrurile când vine vorba de rezervările concrete pentru vacanțe în 2021, pentru că știu că dorința este mare de a călători, de a face exact ceea ce în 2020 nu am putut. Suntem într-o așteptare deocamdată sau românii își fac rezervările cu precauțiile pe care și le pot lua în momentul de față și or vedea ce se mai întâmplă? Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. În această perioadă, turiștii își fac rezervări și călătoresc spre destinațiile calde. Și când spun asta, mă refer la Zanzibar, Egipt, Maldive, Republica Dominicană. Dar să știți că în ultimul timp, turiștii se orientează și pentru sezonul estival 2021. Chiar zilele trecute am fost prin câteva sedii ale noastre și am văzut foarte mulți turiști care își rezervă vacanță în Grecia, în Turcia, în Bulgaria, în Egipt. Și foarte mulți care solicită pentru Tunisia, așa cum știți, datorită restricțiilor, anul trecut nu s-a putut călători în Tunisia, Tunisia fiind o destinație foarte îndrăgită de turiști. Da. Eu sunt convins că anul acesta vor fi foarte mulți turiști care vor dori să meargă în vacanță. E dreptul lor și noi susținem dreptul la vacanță al tuturor. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, pentru că în ianuarie 2020 încă nu ne gândeam că vine pandemia peste noi, cum este numărul solicitărilor? Este diferit. Aș vrea să vă spun că anul trecut, în aceeași perioadă, noi vândusem cu 30% mai mult decât în 2019, care 2019 a fost un an foarte bun. Deci aveam undeva la 1000 și ceva de rezervări zilnic. Acum, în această perioadă, sunt undeva la 100-120 de rezervări zilnic. Ne bucurăm și pentru acestea, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, și cum am mai spus și cu alte ocazii și la dumneavoastră în studio, turismul a fost cel mai afectat. Pierderile în 2020 ale agenției au fost de 80%. Practic, turismul, adică pandemia, ne-a reîntors la cifra de afaceri pe care am avut-o acum 10 ani. Care sunt întrebările, care sunt nelămuririle, curiozitățile turiștilor, clienților care vin la dumneavoastră în căutarea unor astfel de vacanțe exotice? Ne spuneați despre Zanzibar, Tunisia, dar chiar și destinații clasice cum ar fi Turcia sau Grecia pentru vară. Bineînțeles că toată lumea este preocupată de a vedea în ce condiții poate să călătorească. Vă pot spune că pentru Egipt, de exemplu, se cere testul COVID cu rezultat negativ cu 72 de ore înainte. Dacă nu, turiștii poate să-l facă pe aeroport contra sumei de 30 de dolari în momentul în care aterizează în Hurghada. Pentru Zanzibar, deși nu se cere test pentru siguranța pasagerilor, ținând cont că noi avem zbor charter, am rugat turiștii și am impus să se facă acest test și rezultatul să fie negativ. A fost o măsură în plus de siguranță, pe lângă celelalte pe care le-am luat. E normal ca în această perioadă cei care vin să își achiziționeze o vacanță să se intereseze în ce condiții pot să călătorească, ținând cont că anul trecut în Bulgaria și în Turcia s-a circulat fără rezultat test COVID, fără nicio restricție. În Grecia, într-adevăr, la început s-a circulat fără acel rezultat negativ al testului COVID, după aceea s-a impus acel test COVID. Noi așteptăm clarificările. Ați văzut că și ieri Comisia de la Uniunea Europeană nu a luat încă o decizie vis-a-vis de cum se va putea călători în acest an. Noi ne dorim ca cât mai multe restricții să fie ridicate. Ați văzut că și în România indicele a scăzut la 2,96 în București, unde era foarte ridicat și deci este sub 3.000 la 1.000 de locuitori și atunci
se vor relaxa niște domnule Berca, lucruri. Apropo de pașaportul, acest document de vaccinare care cumva ne-ar înlesni călătoriile în 2021 și de aici înainte. Vă întreabă clienții, dacă am vaccin, pot ieși fără probleme, pot intra fără probleme în țara X sau Y? Au asemenea întrebări? Bineînțeles că ne întreabă, dar așa cum știți și dumneavoastră, se face prima dată vaccinul, după care la 2 săptămâni se face rapelul, iar turiștii abia după aceea, după al doilea vaccin, au dreptul să călătorească cam la 10 zile. Dar eu cred că, așa cum s-a spus tot timpul, vaccinul nu este obligatoriu, este la latitudinea fiecăruia. Și părerea mea este că până la urmă se va găsi o soluție în așa fel încât să circule și turiștii care au acel vaccin și cei care nu au, dar vor să-și facă testul. Și ați văzut că au apărut și acele teste rapide, da, cu care turiștii pot să călătorească. Despre asta până la urmă se va găsi o soluție. Da, da, exact. Pentru a putea călători. O ultimă întrebare, pentru că mă uitam pe analiza unui site de călătorii de la noi. Căutările de bilete de avion în destinații exotice au crescut cu până la 400%. Noile preferințe ale românilor: Zanzibar, Cancun, Maldive, Dubai sau Abu Dhabi. Și în cazul agenției dumneavoastră se înregistrează tot așa o explozie de cereri în privința destinațiilor de genul acesta? Exact. Vreau să vă spun că noi am pus un zbor charter pe Zanzibar de sărbători, de Revelion. Zborul a fost plin, pentru că este cererea foarte mare. Începând de luna aceasta și ianuarie și februarie, am pus zboruri directe, deci tot chartere, de pe București și de pe Cluj. Și vreau să vă spun că în acest moment plecările din 21 ianuarie și 7 februarie sunt pline. Egiptul, de asemenea, puse zboruri care au fost și de Revelion, puse și anul acesta în ianuarie și februarie de pe București și de pe Cluj, sunt pline, ceea ce arată dorința tuturor turiștilor din România de a călători după o perioadă în care... Da, dorința a crescut, dar și prețurile au crescut, nu-i așa, domnule Berca? Cam cu 50% în unele cazuri. Eu aș vrea să vă spun un lucru, că noi am încercat să fim cât de cât moderați cu prețurile și vă dau și câteva exemple. Cine a călătorit cu noi de Revelion în Zanzibar, pachetul a fost undeva la 1129 de euro de persoană pentru 5 nopți de cazare. Vreau să vă spun că pentru 29 ianuarie și 7 februarie pachetul este 1600 de euro de persoană pentru 7 nopți de cazare de data aceasta. Iar pentru cine merge în Egipt, pachetele sunt undeva la 836 de euro de camere, deci pentru 2 persoane. Zicem noi că sunt prețuri destul de atractive și nu au fost majorate aceste prețuri. Asta este și motivul pentru care turiștii apreciază și vin să călătorească alături de noi pe aceste destinații calde în această perioadă. Cu siguranță și pentru sezonul estival pregătim foarte multe surprize plăcute. Și mai discutăm despre ele. Mai discutăm cu siguranță despre ele, domnule Berca. Oricând, cu mare plăcere. Da, sănătoși să fim, să putem călători. Mulțumesc!